Focar de coronavirus la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Luca din Sucevița. Este vorba despre 35 de beneficiari și de 7 cadre medicale și auxiliare confirmate cu virusul SARS-CoV-2. În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Luca din Sucevița au fost instituite o serie de măsuri de siguranță. Direcția de Sănătate Publică Suceava are în desfășurare o anchetă epidemiologică și efectuează demersurile necesare pentru gestionarea corespunzătoare a focarului epidemiologic. Având în vedere evaluarea de risc expuse de către DSP, punctele de vedere exprimate de către directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Suceava, doctorul Valeriu Gavrilovici, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava cu numărul 20 din data de 16 iunie 2020, s-a hotărât efectuarea unui pretriaj la fața locului la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Luca pentru pacienți, cât și a personalului medical și auxiliar, precum și etapizarea transferului, astfel încât în cel mai scurt timp aceștia să fie transferați la Spitalul Județean Suceava și Spitalul Municipal Rădăuți. În ceea ce privește cei 5 pacienți negativi au fost izolați în două camere ale centrului după dezinfecție. Dezinfectarea și aerosolizarea lor, camere cu circuit separat, cu personal medical dedicat, și sunt izolate de restul spitalului.